Gâscanul dispărut fără urmă a sosit în România pe 18 decembrie și a fost monitorizat pe computer până la aterizarea pe lacul Razim Sinoe. Sunt exemplare monitorizate cu GPS și GSM, adică o dublă monitorizare care și pe telefon și pe, și pe stația de GPS de monitorizare, ele își anunță prezența, viteza de zbor, perioada în care stau, anumită perioadă, chiar și înălțimea la care se află ele plasate. După câteva zile, la ora 8 dimineața, emițătorul a început să transmită din același punct, fapt care a alertat echipa de proiect. După ore de căutări, biologii au găsit câteva pene din aripă, transmițătorul și inelul metalic de la Institutul de Zoologie din Kazahstan. Gâsca cu gât roșu este una dintre cele mai amenințate specii de gâscă la nivel mondial. Cuibărește în zona arctică a Rusiei și iernează de-a lungul coastelor nordice și vestice ale Mării Negre. Este o specie aflată în prag de extinție. Este oaspete de iarnă, asta înseamnă că sosește la noi iarna cu precădere în zona lacului Techiriol. Ornitologii care monitorizau pasărea au găsit bridele de silicon care fixau emițătorul de corpul ei tăiate în segmente egale, ceea ce indică un singur fapt, că a fost mâna unui vânător. Dacă pasărea ar fi fost atacată de animal, bridele ar fi fost rupte sau mușcate, nici de cum segmentate egal. În cazul ăsta nu era nicio urmă, nici pe emițător, nici pe inel. În acești timp nu am găsit nici cadavru. De obicei rămâne la loc unde a fost mâncată pasărea. În cazul nostru nu a fost așa, a fost numai câteva pene. Păi ar fi trebuit să fie anunțate autoritățile de specialitate, nu? În primul rând. Gâsca cu gât roșu este ocrotită în toate țările de pe ruta de migrație. Braconierii nu țin însă cont de nicio regulă. Deja e cincilea, mi se pare că da, e cincilea emițător care în ultimii doi ani a fost așa găsit, căzut de pe pasăre. În ultimii ani, păsările au zburat haotic speriate de câmpurile de eoliene sau omorâte de pesticidele folosite pe câmpurile de culturi agricole.